fetei, sunt despre canalul Irăcica Info și astăzi o să fie un videoclip foarte problematic pentru fete. Și voi trebuie să mă ajutați astăzi pentru că eu nu știu cu ce să mă îmbrac la 1 septembrie. Voi știți că în Republica Moldova noi mergem la școală pe 1 septembrie. Se primește 1 septembrie duminică, așa că o să mergem pe 2 septembrie și e catastrofal. Eu nu știu cu ce să mă îmbrac. Eu nu știu cu ce să mă îmbrac și trebuie să probez tot ce am, să aleg ceva ca să știu ce să calc, ce să spăl, cu ce să mă îmbrac. Nu mai pot, m-am nenorocit toate mințile. Deci inițial, eu am 3 fuste și o pereche de pantaloni clasici. Trebuie să aleg cu ce să îmbrac. Adică ce îmbrac mai întâi? Fustă sau pantaloni? Care fustă și cu ce? Doamne, mor! Cine este abonat la mine pe Instagram știe că eu am slăbit aproape cu 15 kg. Și uite, tu fusta mi-era mie pe corp. Și fusta trebuie să fie aici, pe talie. Da, pe talie. Op! Pe talie! Mamă, dar cum s-o port așa? Iar nu e așa, gen, așa se vede burta. Fusta asta se poartă așa. Și uitați cât are în spate. Mă se vede la croitoreasă, dar nu. Așa sigur nu merg. Cu abdomenul gol, nu ce asta e fustă. Doamne, ferește. Strașnic. Și asta același lucru. Așa trebuie să fie fusta. Așa, înțelegeți? Dar asta nu e așa de mare, că eu mi-am luat-o recent. Mi-am comandat-o recent și eu mi-am luat pe S chiar. Și oricum, vedeți, acum încep să port XS. Și asta S tot mi-e mare. Deci ce, și asta tot nu merge? Dar nu e ok deloc, ia uitați, parcă zici că nu știu. Nu-mi place. Haideți să încercăm cu cămășuță ceva, dar... Pe oricum nu cred să merg cu topul ăsta. Că e urât aici cum stă așa. Și nu mi se pare că e de 1 septembrie. Așa, la școală pot să-l port că e cu guleraș, dar chiar de 1 septembrie cu topul ăsta nu. Ceva cămașă trebuie, da. Vă zic din start că nicio cămașă nu e călcat, toate sunt boțite pentru că mi-au venit de pe site-uri, de pe site-uri au venit foarte, foarte șifonate și nu am dat să le calc încă, fiindcă se calcă greu și am vrut mai întâi să aleg cu care merg. Și după deja le calc pe toate, oricum le voi purta. Logic. Foarte nașpa, dezastru. Nu îmi place deloc cum arată. Nu merg de la joacă la școală, zici că sunt clasa întâi. Ce e asta? Nu, deloc. Nu știu, fusta asta nu are niciun gust. Deci că mă face pătrată. Dar am și eu puțină talie. Nu, nicăieri nimic. Ce e asta? Ce e asta? Ce fac eu cu cămașa asta? Ia uitați. Nu, eu cred că fusta asta trebuie să fie out. Îi mai dăm ultima șansă. O fustă am care mi-am luat-o foarte recent, când deja slăbisem și este XS. Dacă și asta mi este mare, nu știu ce fac. Pentru că nu sunt slabă. Eu aveam în plan încă să mai slăbesc, dar cu hainele ce fac? Of, jale mare. Fusta asta încă e ok. Fusta asta chiar e ok. Plus că sunt niște pantaloni clasici, un fel de fustă și nu-mi se frică de niciun vânt, niciun nimic, pentru că nu se ridică. E mișto. Doar călcată trebuie. M-am călcat-o eu un pic, dar nu s-a călcat cum trebuie. Dar nu, cămașa asta nu. Ce e așa? Nu cred că se potrivește deloc. Altceva, iată cu asta vreau să probez. Vreau să le probez pe astea două și să văd care o să fie mai ok. Cu alb sau cu maro? Vedem imediat. Am probat-o mai întâi pe asta maro, am primit multe complimente la ea pe TikTok. Ci că mă prinde bine culoarea, dar mi se pare că nu are niciun gust cu această fustiță. Și nu se potrivește aici. Adică eu o voi purta așa cu niște blugi, ceva, neapărat o voi purta, pentru că e frumușică. Dar parcă nu se potrivește cu fusta asta sau văd eu rău, nu știu. Mie nu-mi place, voi ce spuneți? Deci că nimic nu-mi place. Dar dacă pe bune arată nasol, eu ce pot să fac? Ce spuneți? Dar am nevoie de un ajutor, nu pot să aleg. Ce să fac? Parcă nu sunt balanță, sunt săgetător și trebuie să fiu convinsă ferm pe alegerea mea. Eu sunt greu cu alegerile. Foarte greu. Am zis să probez și cu niște blugi. Blugii ăștia mi-a cumpărat mama în clasa 8-a, 3-a 11-a. Și uitați! Deci pe bune, îmi erau
pe corp. Deci mi erau strânși pe corp, pe corp și pe fund și pe coapse. Acum însă, uitați cât loc am. În abdomen credeam că o să fie mai mare, dar nu. Sunt ok. Poate o să-i port. Dar nu așa, cu ceva aici sus trebuie să fie ceva pe corp, zici, pentru că dacă ei sunt largi, mamă, gata, îmi dă eroare creierul, nu mai știu a vorbi. Trebuie să probez și alți pantaloni, ăștia clasici. Iată, ăștia clasici. Haideți să probăm, m-am săturat deja să probez. Totuși am decis să probez blugii cu ceva mai pe corp. Dar zici că sunt clasa 5, nu clasa 11, pe bune. Mai ales cât de dezvoltate sunt acum toate fetele. Eu cum văd, cum arată fetele de clasa 6-7, Doamne, zic, da, dar ce cu asta? Nu-i cinstit. Ia uitați, parcă... Mamă, nici nu mai zic nimic. În fine, ei încă mai pot să se îmbrace frumos, să arate moda la școală, noi deja ne apropiem de bac, nu ne mai gândim cum ne îmbrăcăm nici o secundă. Ia uitați, am probat pantalonii ăștia clasici. Eu cred că pe ăștia chiar o să-i pot, zici că sunt o profesoare în ei, dar trebuie să îmbrac ceva cămășuță, ceva... Merită să văd, dar la 1 septembrie nu merg în ei. Nu-mi place. Așa la 1 septembrie nu merg, zici că sunt profesoare chiar. Și cu ce să probez? Haideți să vedem cu niște cămășuțe, cu de toate o să le probăm imediat. Am luat-o în primul rând pe asta pentru că îmi place foarte mult culoarea, dar nu știu. Dar zici că nu e de școală sau ceva, zici că e de ceva job. Așa, să mergi undeva, dar nu se vede nimic. Trebuie să mă pun pe alb ca să mă vedeți. Nu mi se pare un outfit de școală, pentru că mai mult seamănă cu un outfit de job. Deci, zici că mă duc la lucru undeva. Ce spuneți? Sau mi se pare mie? Zici că studentă, dar eu încă sunt elevă. Mamă, cât de greu, nu mai pot. Ajutor! Am mai zis să mai probez o cămășuță, dar știți care e problema? În blugii ăia seamănă de clasa 5-a. Așa? Zici că sunt o studentă sau o lucrătoare la un job. Ce fac? Cu ce mă îmbrac? Ca să par am un elev de liceu. Elev de liceu! Nu vreau să fiu... Nu știu. Nu știu ce să îmbrac. Am o rochiță albă acolo și... Vreau să zic, vreau să încerc să îmbrac, dar probabil nu o să-mi placă. Și ce pot să zic? Nu arată nici rău, dar nu arată nici bine. Nu știu dacă aș pleca așa. Ce ziceți? Eu nu știu. Nu cred. Nu cred, dar nu mai știu. Haideți să mai probăm încă o dată acea fustă și cu cămașa albă să vedem. Poate se schimbă ceva. Nu mai pot, nu mai am răbdare. Iată. Asta, sincer, este ultima mea variantă, altceva nu mai știu. Dar nu arată rău, știți? Asta chiar îmi place cum arată. Așa. E așa foarte clasic și decent. Ce spuneți? Mie îmi place. În sfârșit îmi place ceva. Așa? Sau nu așa? Nu știu ce să spun. Arată drăguț. Am două variante. Ori merg așa pe tocurile astea negre, ori am niște sandale negre. Și ceva cu părul. Mamă, trebuie să fiți foarte atenți, să priviți vlogul de la 1 septembrie, ca să vedeți cum totuși o să merg la 1 septembrie, pentru că eu nu am nicio idee. Nici nu știu dacă așa. Așa poate mamei să nu-i placă, să spună că ce, că nu se potrivește. Deci, dacă sunteți curioși, atunci priviți vlogul de la 1 septembrie ca să vedeți ce să aflați totuși cu ce m-am îmbrăcat la careu. Tot acest haos din spatele meu trebuie să-l strâng acum și nici măcar nu știu dacă o să merg așa sau nu. Eu foarte mult vă rog, dacă v-a plăcut vreun outfit pe care l-am probat acum și vi se pare că mi se potrivește mai bine, să-mi spuneți, să strigați în gura mare pentru că eu nu știu cu ce să mă îmbrac. Iată, mă uit deja de 10 minute la mine, deci nu pot să-mi dau seama, îmi place sau nu-mi place cum arăt. Vă rog frumos, vă rog mult să mă ajutați! Cam acesta a fost videoclipul de astăzi, prieteni, dacă v-a plăcut aștept like-urile voastre, comentariile, sugestiile, propunerile, absolut tot, părerile, tot ce doriți. Poate ați văzut voi ceva ce se potrivește mai bine și eu nu am probat,
chiar o să vă fiu foarte, foarte recunoscătoare. Iar eu vă spun pe curând și până la video următor. Pa, pa!